Ci sono plat. Oh. Mamma. Dragole. Tata. Ci sono un plat scumpole, spune immediate. Poi non ci ho mai avuto in vista. Terribile, forte volato, sì, non mi è piaciuto il look. Titolo un film di Rosa. Titolo un film di Rosa. Normale che non mi ha mutato. Per tu stai facendo. Non so, mi sto per mamma. Da bene. Che te ne puoi? Bene, tanto. Oh, famiglia sta. Dragule, mamma, chiar tu ești visez, dragule, ce s-a întâmplat cu tine, mamă, că nu, de ce ai crede asta? Păi nu știu, sunt și tu ca un ecou, de ce nu aș crede chestia asta, nu? N-aș fi mai ecologică întrebarea. Nu știu, nu-mi pasă ce-i logică, am venit să spun ceva. E de bine sau de rău? E de bine. Ok, spune. M-am întors. Happy really. Ce tot cânti? Nimic, mami, nimic. Mami. Iar ai avut un cine știe ce vis? Twilight. Hola, fameu. Tu zilica meu. Mama, tata, a venit mama. Uai, dragule, a venit mami. După câteva ore de mers bun cu somnicul și na, acum era dimineață. Voi ce credeți? Că era seara? Normal că nu. Be crazy and you shoot a mini bar in you to play winning in fly. Beh. Oh, melodia di tempo di rimergere che ti ha dato. Oh, è eliminata. Posterul meu e tot acolo. Uite-mă și pe mine. Ce scump sunt. Oh. Așa. Ok. Draule, da, tată. Te rog, schimbă-te și mergi la școală. Oh, bine. Cioc, cioc, cioc. Cioc, cioc, cioc. Cioc, cioc. Oh, nu e ușa. Cioc, cioc, cioc. Da? Bună, eu sunt. Da, știu, Lila. Stai, de unde mă știi? Cred că ți-amintești de el de la școală. Nu, nu mi-amintesc nimic. Fiindcă n-a fost. Deci, tu cine ești? Ți-am spus. Lila. Da. Ok, Lila, și tu ce vrei? Păi, eu sunt noua ta colegă. De școală și de serviciu. Ah, am înțeles acum. Păi și tu ce cauți la mine? Păi nu veneam, n-am înțeles. Păi te-am anunțat. Hai să mergem la școală mai repede. Chiar că nu am mâncat, mănâncă ce-i sus acolo. Vrei și tu? Da. Nu le spune că ești adoptată de nimeni. Nu le spune că ești orfană. Ține minte. Nu le spune asta. Deci, după cum te-am întrebat, vrei? Oh, aș vrea puțină. Bine, hai, gen. Eu nu știu. Mi-am terminat. Ți-am lăsat știe. Mulțumesc. Foarte delicios. Cine a făcut-o? Tata.
Se pe foarte bine să-l dau. Mulțumesc. Ok. Se pare că acum ce ar trebui să facem? Păi, cum ar trebui să facem? La școală, stai să-mi iau ghiozdanul. Ghiozdanul. Așteaptă-mă. Haide că te aștept. Părinții tăi unde sunt? Cred că stau în sufrageria cea pustie. Cum e că pustie? Hai că nu avea niciun mobilier. A dat toți mânuții pentru camera mea. Și cam aici dorm. Unde? Aici. Ai, îmi pare destul de... Bă, ce moale e. Da, știu. Păi de ce nu stau aici pe aici? A, ei sunt în bucătărie. A, ok. De fapt, în sufragerie, am uitat. Bine, hai să mergem. Ok. Să mergem. Pa, mamă, pa, tată. Pa, copii. Pa, dragilor. Haide, Lida. Oh, ce frumos. Vin imediat, vin imediat. Ceea ce nimeni nu știa e că Lila nu are părinți, este orfană. Deci, să urmărim cu atenția cea mai mare scenta următoare, cum ar fi doar să fie. Deci, cum să zic eu, scenetă plăcută, nu? Da, hai să începem. Deci, tu stai aici. Deci, noi stăm aici în banca asta. Exact, în banca asta. Hei, ce-ai făcut? Ah, lasă-mă. Eu sunt cea mai cool din școală, nu are nimeni să vorbesc decât Shelby. Shelby? Da. Exact, ce vreau eu să spun este că astăzi la ora... Am fost lovită de un crăcățel. Ce un crăcățel? Nu știu. Doar să tac odată. Ah, la baie, Shelby, la baie. Ok, mă duc și pe mine. Oh, hai deodată, enervanta lumii. De ce fi făcut pactul ăla? Ai auzit? Ce s-aud? A zis de ce fi făcut pactul ăla? Da, corect. Păi hai să mergem să vedem de ce au zis asta. Ok. Vin, vin și mi-am dat. Stai acolo, ușor. Sunt evadă. Deci spune, mai spate, pactul acela de ce nu îl respecti, domnișoară? Știi, m-am săturat de tot, toate pacturile tale. Pleacă de aici. Ah! Wow! Asta chiar a fost ciudat. Acest film, bine, da, a fost recitat de Ioana Păpușcălărte. Și cei care au interpretat aceste role au fost Lila, Bernie, Carrie și Shelby, Twilight și Olaf. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!